mare favorită sau nu chiar așa? Normal că suntem favoriți la meciul ăsta din toate punctele de vedere. Jucăm acasă, în fața unui stadion arhiplin, cu susținere din partea suporterilor. Sper să fie susținere pozitivă, să fără incidente, fără scandări care să atragă, știu, alte probleme, gen suspendare teren. Să avem un lot, după părerea, mai valoros decât ei, avem un moral mai bun în urma victoriei de la Atena, ei au pierdut la Budapesta cu Irlanda de Nord, deci da, avem victorie, cele trei... înfrângere grea de tot. Cele trei aturi Dar stai importante. Să întreb ceva, înfrângerea asta, Marcel, împotriva Irlandei de Nord, chiar pe teren propriu, n-ar putea să-i motiveze, practic, să vină să joace la disperare? Păi aici e pericolul, că mingea e rotundă, de-aia e frumos fotbalul, că nu poți să știi dinainte un rezultat. Se poate întâmpla, și am mai spus-o și cu alte ocazii în ultima săptămână, depinde de felul în care Pizzi a reușit să-l refacă moral, adică să-i aducă cu picioarele pe pământ pe jucători. Sper că a reușit treaba asta. Și trebuie să fii foarte atent. Toate meciurile sunt importante în grupă. Nu, sunt... dar asta te întreb. Ungurii n-ar putea să vină să joace la disperare? Păi o să o facă, sigur că da. Pentru că pierzând practic un meci pe care nu se așteptau nici ei să-l rateze, cu Irlanda de Nord, mă gândesc că practic dacă pierzi și meciul ăsta, aproape 50% din calificare e compromis. Păi fii convins că vor veni să joace la disperare, pentru că ăsta e motivul, dar depinde de noi, de felul în care știm să contracarăm absolut orice armă ar avea ei la dispoziție. Ambiția mai mare, trebuie să vii cu ambiție peste ei. Calități tehnice avem noi mai bune decât ei. Individual luați, suntem, după părerea mea, 7-8 jucători avem mai buni decât ei, cu excepția lui Giugea, care poate s-ar integra în echipa României, un Salai s-ar integra în echipa României, zic eu. În rest, mai ușor cu integrările, dar... depinde de forța colectivă, de grup, de crezi moment, de zi. Crezi că poți fi bătut și la scor? La cum stau tot? Nu-mi place să vorbesc de chestia asta. De cu ce? Scor. Pentru că obiectivul este 3 puncte. Nu scorul. 3 puncte. Și Pițurcă știe să joace foarte bine la să pregătească. Ce ne spui de Naționala Ungariei? Ce știi așa despre ei? Păi, în decursul istoriei sunt net peste noi. Am avut 21 de meciuri, 21 de întâlniri. În 11 au câștigat ei, 5 egaluri și 5 victorii ale noastre. Cu averaj 45-23, din câte țin minte. Au fost scoruri rușinoase, de-a dreptul 7-1, 6-0, ceva de genul ăsta. Ca palmares, iar sunt net peste noi. Ei au participat de 7 ori la turneele finale ale campionatului mondial, noi doar de 5 ori. De 5 ori. Sunt de 3 ori, să nu uităm, campioni olimpici. Noi nu știm, cu excepția lui 1964, ce înseamnă olimpiadă în fotbal. Sunt de 2 ori vicecampioni mondiale, în 1938 și 1954. Sunt semifinaliști ai campionatului mondial. Deci fotbalul maghiar, cred că din toată Europa Centrală, este cel mai puternic ca istorie. Și ca tradiție. Asta se întâmpla când era bunica gagică pe... Se întâmpla, dar uite că reușesc și la alte discipline sportive să ne ia față. Atât, la alte discipline, că la fotbal îi batem de-i sunăm. Pe cum, ultimile 6 meciuri, 5 victorii și un egal. Asta au fost ultimile 6 meciuri. Dar actuala echipă e vreun pericol? Actuala echipă, adică e, tu nu știu, vezi câțiva fotbaliști care chiar ar putea să ne pună... Au 3-4 jucători care pot, în anumite momente, să decidă soarta unui joc. Și m-am referit la Salai, la Giugeac, la convocată Darda și pe Ghera, care a fost un mare talent al lor, a jucat și în Anglia, a jucat, mi se pare, în Olanda. Ghera e un fel de mutu al lor. Are 35 de ani, i-a convocat pe toți Dardai. Darda este un antrenor tânăr, un băiat foarte serios, a făcut carieră la Hertha Berlin, este încă angajatul clubului Hertha Berlin, are un interimat de 3 meciuri, nu ia niciun ban pentru meciurile astea, deci cred că vrea să facă treaba și faptul că a reușit să-i reconvoace și să-i convingă pe acești jucători valoroși să revină la echipa națională, ceea ce Pinter n-a reușit, predecesorul lui Dardai, înseamnă că îl agrează colectivul, a știut să se impună și... Și asta poate să fie un atu, a? Poate să fie, sigur că da. Da, vezi, deci... toată lumea spune experiență zero pentru actualul selecționer al Ungariei.
Cândva... Adică ce poate să... Acum, serios, un antrenor, ce poate să le facă? Nimic. Deci selecționerul, aici e o mare confuzie și din păcate, cred că și o parte dintre ziariști și publicul în general, antrenorul echipei naționale, nu există antrenor la echipa națională. Nu antrenează nimeni pe nimeni la echipa națională. Îi selectează. Și o mare diferență. Nu are nici Dardă aici să le facă în 4-5 zile, nu are nici Pițurcă pe de partea cealaltă să le facă în 4-5 zile. Pentru că dacă sunt bine pregătiți, nu depinde de Pițurcă sau de antrenor, de selecționer, dacă tot ce poți face la aceste convocări este să reglezi partea psihologică a băieților, să creezi o atmosferă bună, plăcută, să nu fie conflicte și să le imprimi sau să le... Să faci selecția cea mai corectă. De joc, să aibă pofte de joc. Nu, și să faci selecția, să aduci jucătorii cei mai în formă. Poți să aduci și jucătorii de multe ori cei mai în formă. Vezi Cristiano Ronaldo, care la club rupe în două, face de toate și când îl bagi la echipa Portugalei, numai bine că... Dar mai bine cam pierd meciurile. Deci e același om. De ce evoluează în halul ăsta, între ghilimele, așa, atât de bine la Real Madrid și atât de prost la echipa atmosfera națională? Atmosfera, cred că nu e. Ai văzut? Da, deci cred că totul e atmosfera. Și colegii. Că... Da, și de corect. Și el are câțiva, și Ronaldo are la pătă. Nu poți să spui că portughezii sunt... Că la noi se întâmplă de obicei invers. La echipele de club sunt foarte slabi și la echipa națională așa cum e bine. Actualul tehnician de Ramur, ce poate să le facă? Îți dai seama, n-a antrenat nimic la nivel de senior, adică nu știu ce. E clar că e o soluție de compromis. Debutul, dacă țineți minte, 98-a lui Pițurcă la echipa națională, a fost într-un meci în Portugalia, pentru că tot pomenirea de Portugalia. Da? 1-0, victorie Dorinel Munteanu. Deci cu asta a debutat Pițurcă la echipa națională a României. Părerea deci, promițător debutul lui Pițurcă. Bine. Deci, fiecare are un debut. Și domnul Ienei a debutat odată. Deci sperăm că nu o să aibă debutat. Să sperăm că băiatul ăsta nu o să aibă un debut spectaculos. Nu, dar nici să nu luăm în considerare că se poate întâmpla orice. Deci eu cred că dacă atmosfera este în regulă și moralul jucătorului este bun și o să aibă pofte de joc sâmbătă, nu ne pot sta în cale. În principiu, dacă spuneți de moral și de pofte de joc, dacă atunci când joci echipa națională României și întâlnești Ungaria, cu 50.000 de oameni în tribună nu ai poftă de joc, cred că orice fotbalist trebuie să se cam lase, după părerea mea. A, poți să ai o accidentare, să te simți, nu știu, unul, doi, să aibă niște probleme fizice, mă gândesc, dar altfel, strict sportiv, e genul de meci în care trebuie să te motivezi. Nu cred că Pițurcă poate să motiveze foarte mult, mai mult decât dacă bați Ungaria acasă și apoi faci un rezultat bun în Finlanda, calificarea e... Andrei, trebuie să faci în Finlanda și Ungaria. Păi asta zic, faci, ai calificarea 70%, pentru că știi ce no. La 9 puncte și cu 6 cu... La 9 puncte cu 6 cu feroezii, 15... Nu, eu mă refer la primul loc. Eu mă gândesc la păi nu, dar oricum primele două merg automat și doi merge automat. De-abia trei merge la baraj. Da. Se califică și mai mare. Problema e că și ai noștri și ai lor, jucătorii din străinătate nu prea joacă. Mai nou văd că nici Maxim nu evoluează la Stuttgart. Chiricheș, pe care l-ai avut mai înainte la interviu, scârție la Tottenham. Jucăm în Turcia la Konyaspor și prin... Și pe la Al-Hilal.